Vrei să faci pe aia? Cine-i mare, mă rog, sau? City, schimbăm anvelopele. Și schimbăm anvelopă față și anvelopă spate. E bombă. Are câteva șuruburi un pic obosite, dar e și pe la urmă. Asta e greu, e greu de scos roata spate la scutere mereu. Întotdeauna vine bascula asta. Care e în plus, care numai la maxi scutere le găsești. Da, la scutere de 50 nu găsim asta, la maxi scutere de la 125 în sus găsim bascula asta, care face să iasă roata greu, mult mai greu, roata spate. Da? Ca să iasă roata din spate, uite cât am scos. Am scos etrierul, am scos amortizorul, suporții ăștia, da? Scoți bascula aia care are o grămadă de prinderi pe ea, toba vine prinsă pe basculă și abia după aia avem acces la roată. Care la roată față, vezi, nu e aceeași poveste deloc. Avem etrierul, axul și a ieșit roata în 2 secunde. Au venit băieții acum să schimbăm roata și punem cauciucuri noi să-și fac cum o treabă pe ele. Că ce? Uite, e asta zdrobită. Ia una nouă. Am mai găsit una așa. Ia una nouă, nu știu. Dă-te în sertărașul acolo. Și ai acolo gârlă. I-a pus ventilul. Ia-l. Și acum dăm jos plumbii de pe geant. Mașinărie de echilibrat. Proțin. Nu trage pe mică, nu pe mitică, nu. Ci că v-am zic că se învârtește roata și punem un șobolan aici, înțelegi? Și șobolanul merge. Asta e de hamster. Da, pe roată, înțelegi? Și aleargă hamsterul până zis te-a notat. Și aleargă cursa șobolanului, tată. Acum dacă vrei mai elevat, mai științific, îți explică mitică că asta a fost la școală. Aparatul prezintă doi rulmescu pe care îi scăzutăm. Pe care se învârtește un ax care trebuie să fie cât se poate de perfect, adică să nu avem rizuri sau să fie o suprafață bine prelucrată mecanic. Pe acest ax se prinde cu ajutorul a două conuri geanta. Îi aplicăm un moment de răsucire tangent la axul de rotație. Și datorită imperfecțiunilor din construcția cauciucului se va opri în mod natural cu partea mai grea jos. După care noi, pe partea opusă, aplicăm contragreutățile pentru a echilibra forțele. Nice! Ți-am zis că a fost la școala asta, că e pararau. Știe alea de la fizică, știe teoriile, știe asta. 2000 years later. Ce faci, mămitic? Care mai e viața ta? Aștept să se oprească o roată din tangaj. Din tangaj se oprește asta cu... În mod deloc surprinzător, datorită construcției avansate a pneului Michelin, care este destul de bine echilibrat din fabrică, fără goluri în fabricație sau fără alte probleme, partea cea mai grea a anvelopei este partea unde este montată valva. A roții, nu a anvelopei. Meanwhile, deci e cablu de schimbător de la Vespa și un cablu de ambreiaj. Da, din primul vlog, da. Cea greu ambreiajul și schimbătorul de viteze și am comandat două cabluri să le avem.
să fie un vlog viitor, probabil că da, dar o să durează foarte mult să schimb postul, adică foarte, foarte mult. Da, poate, poate facem. Vom vedea. Uite, asta, asta e problema aici. Perfect. Ăla intră mai înăuntru, asta nu-i la fel. Așa. Așa, așa. Asta e mult mai scurt. Doar dacă... Pentru că cablul e la fel, doar dacă... Îmi scoatem pe ăsta, folosim cămașa asta. Cămașa asta. Da. Da, nu este. Diferența e aici. E mult mai lung. Și aici, în capătul celălalt. Da, e mai gros setul. Îl vezi? Se vede? Nu contează. Vespa este a noastră. Prin urmare, nu așteaptă niciun client. Deci, e Vespa noastră, până la urmă, mai comandăm un cablu și aia e. Miau, miau. Eu cred că Bogdan e... E pe engleză astăzi. În loc de how do you do, e do you how how. Hai să-i dăm miau, miau. Messenger Footpacks.